18 iunie 1951, la 5 dimineața, 45.000 de oameni au fost deportați din Banat în Bărăgan. Memoria anului 1951 adună un imens capital de suferință, un șuvoi neînterupt de lacrimi, o durere pe care bănățenii o povestesc în șoaptă, de frică poate ca și azi să nu se întoarcă regimul care i-a năpăstuit. În conducerea acestei operații de anvergură, de strămutare a zeci de oameni, un adevărat experiment în a organiza și a impune teroarea, guvernul comunist a folosit de securitate armată, de poliție, de trupe de grănjeri și o mare parte din activiștii de partid, pentru care deportarea a reprezentat o probă de foc în demonstrarea atașamentului de caz. Siberia noastră își începe scrisoarea Artemie Buta, astăzi în vârstă de 73 de ani. Sunt născut în comuna Igești din Bucovina de Nord. În anul 1941, când a început războiul, aveam 20 de ani. M-am întors acasă, părinții mi erau deportați în Siberia. Am încuiat casa și am plecat pe front. Când m-am eliberat, în anul 1946, nu mai aveam nimic. Am fost împroprietărit cu 5 hectare de pământ și colonizat în comuna Șandra, județul Timiș. Într-o noapte de iunie, toți basarabenii și bucovinenii din Banat am fost îmbarcați în vagoane de marfă cu pază militară și mitraliere pe acoperișuri. Un asemenea tratament mi-a dat sentimentul că suntem străini în țara noastră. Am fost debarcați și aruncați într-un câmp cu rariță nu departe de Gara Perieți. Aici s-a născut lagărul Fundata. Am început fiecare a ne face colibe și bordeie de pământ, iar peste câteva zile a dat o ploaie torențială și a umplut bordeile cu apă. Fiind noapte, am ieșit ca șobolanii din bordee, uzi, mulți s-au îmbolnăvit și alții au murit. Lagărul a fost împărțit în mai multe sectoare și în scurt timp a mai apărut un sector, cimitirul, unde bănățenii au lăsat mii de oameni. Un băiat al meu a murit în primul an la Fundata. Ne încălzeam la focul ciulinilor. Românii de dincolo de Prut, basarabenii și bucovinenii din România, deportați în Siberia, au suferit același regim stalinist, calvarul înstrăinării, al foamei, al umilințelor de tot felul, inventat de același sistem destructiv. Poate că singura deosebire dintre unii și ceilalți a fost aceea că noi le-am suportat în limba noastră română. Tatăl meu, din cauza mizeriei și a frigului, a murit în Siberia și a fost înmormântat fără sicriu într-o groapă comună. Mama mea a fost adusă de neamurile din sat fără ambele picioare. Acolo, în Bucovina, casa era distrusă, pensie nu i-a dat statul sovietic, a stat la niște nepoți până a venit la noi în România, în Bărăgan cu mine, unde a trăit câțiva ani și a murit tot în Bărăgan, deci a suferit ambele Siberii, și cea rusă și cea românească. Mi-am cumpărat după deportare o casă în Botoșani ca să fiu aproape de Bucovina. În anul 1988, casa mea a fost demolată. Am cerut drept despăgubire o bucată de pământ, dar nu mi s-a dat. A fost vreodată dreptate pe acest pământ, dar oare va fi de acum înainte? Cu plânsul unei imense neputințe în fața mailor tragedii, Basarabia plânge, suferă și în această fâșie de pământ îndurerată a Bărăganului, care a făcut parte cândva din imperiul penitenciar al Gulagului comunist. Mă numesc Birdeanu Emil. 1951, ora 5 dimineața, am fost dislocat împreună cu familia. Birdeanu Ilie, Birdeanu Danița, mama și tata, Birdeanu Emil, Birdeanu Victoria, Birdeanu Iorica și Birdeanu Sidonea. Și Birdeanu Ghiță, care a fost acasă, venit de la școală. La ora 5 dimineața a bătut în poartă și ne-a scos pe toți din pat și ne-a spus: dumneavoastră, împreună cu familia dumneavoastră, sunteți ridicați în această parte a țării și veți merge în altă parte a țării. Puteți lua cu dumneavoastră 2 cai, o căruță, 2 porci, o vacă, haine și alimente câte aveți. În 9 ore să fiți gata. Ne-am uitat unul la altul, n-am știut ce va fi, dar am văzut. Într-un periplu prin fosta URSS, un martor ocular scria: de la Moscova la Erevan, practic n-am întâlnit un singur sovietic la care familia să nu fi pierdut 1 sau 2 membri în timpul războiului germano-rus și 1 sau 2 membri să nu fi fost închiși, deportați, împușcați sau dispăruți în cursul marilor depurări între anii 1938-1948. Gulagul românesc n-a fost un accident de parcurs, o denaturare, o deviere a comunismului, cum susțin unii politologi. Spațiul concentrațional românesc a făcut parte integrantă dintr-o doctrină care a aplicat în variante geografice vrerea Moscovei. De unde erați de origine dinainte de deportare? De origine, unde m-am născut, sunt de la Novoselița, Cernăuți. Novoselița, Cernăuți. Da. De acolo ați venit aici în refugiu, bănuiesc, în 44. Da. Eu am venit în 40, cumva. 40. Când nici n-am știut, am scos actele de la Arhivele Naționale și de acolo mi-au venit. Că bunicul nostru era încoace, venit cu serviciu, că era la CFR și tata era pe front, cumva, și am venit cu bunica și cu mama. Cu familia Tureac era, că tata era, deci, după tată mă numeam Ivaniuc, știți? Na, și am venit la Cărpiniș, de la Cărpiniș am stat, nu știu cât am stat, puțin, și ne-am mutat în Tomnatic și din Tomnatic ne-a dus în Bărăgan. Spuneți-mi, știați că o să fiți luați din... Adică ați avut vreun semn în momentul în care ați fost ridicați de aici, din Tomnatic? Deci, cu părinții mei, deci lângă noi locuia, cum ar fi cu mătri, familia Chifuliac, știți? Și au venit prin grădină la noi, dar s-auzea tropăte, că umblau militari pe străzi, știți, armată sau eu știu. Și au venit la noi și vine, zice: cumetre, a fost cineva la tine? Nu a fost nimeni la noi. Păi zice, uite, la noi a fost și-a lăsat un militar la stradă și să ne facem bagajul și să nu plecăm niciunde. Ne-a lăsat tata meu, s-a speriat și el, na, și părinții, că doar eu eram în clasa 5-a, tata a vrut să se ascundă în cuptor, să zic așa. Și mama a zis: dar ce să fac eu, unde mă duc eu cu 2 copii? Și după aceea au venit și la noi, tot așa ne-au pus. Dar până înspre dimineață, tata meu și cu nănașul, cum ar fi, că după aceea a fost naș, au stat în fundul grădinii, unde aveau orz semănat cu trifoi și s-au ascuns acolo. Că au crezut că n-a scapă și atunci înspre dimineață au venit și la noi și aceeași problemă. Și ce-ați putut să puneți sau ce-am putut să punem într-o căruță și ne-au dus lângă gară, era așa un teren, că și acum mai este, că am mai trecut pe acolo, și ne-au ținut acolo vreo 2-3 zile până ne-au îmbarcat în vagon, în bou vagon, cum ar fi, și jumate de vagon era... Aveam vaca, aveam cal și în jumate de vagon eram noi familia. Și ne-au dus, nu mai știu, o săptămână și ceva sau cât, până la gara Bucu. Ne-au mai oprit așa pe drum, Am avut un verișor de-a nostru, o stat la noi, că mama sa era singură și la, nu știu, mai știu, lângă Sibiu, dar nu mai știu cum se chema, o mamă sa era și ea la CFR și o venit să-l iei și o tras un foc de armă, nu știu cine, ca nu cumva, dar ea l-a luat și a plecat. Și atunci noi când am ajuns la Bucu, ne-a dat jos din tren și ne-a dus acolo în Viișoara, unde a fost pe câmp. A tăiat un pic de grâu și a zis, na, aici e locul vostru. Și părinții mei, ce să facă? Am avut un pat, că n-am fost nici așa bogați, că dacă tot am fost și nici n-am putut să luăm nu știu cât cu noi. Și eu cu mama și cu sora mea am dormit în pat și tata lângă pat, că ori pus o prelată, eu știu ce ori pus. Și după aceea, în soare, în ploaie, până că eram, am trecut de la Bucu până acolo, printr-o pădure. Și eram aproape de pădurea aceea. Ăștia mai iscusiți s-au dus, au tăiat crengi, au făcut ca o colivă. Și am stat mult timp în colivă până au făcut bordei. Și după aceea, din bordei au făcut, eu știu de unde au avut, și-au făcut sobă ca să putem face mâncare. De origine deloc sunt basarabeancă, născută în Hârtopul Mic, raion Criulen. În Basarabia. În Basarabia. Și când s-a refugiat familia? În 40, în 44? Odată în 40 și prin 43, când s-au mai liniștit, am fugit iar înapoi și după aceea iar... Când s-a rupt frontul, înapoi. Iarăși? Înapoi, da. Și aici unde ați? Și aici, deci după refugiu, am stat în comuna Ulmu, județul Călăraș. Aha. În 40? 40 și până 44. Și în 44 tot la Ulmu? Da, tot ne-am tras acolo. Aha. Și cum ați ajuns în mijlocul deportațiilor din Banat? Am stat la Ulmu până în 45-46, când în Banat s-a făcut împroprietărirea, reforma agrară, odată cu reforma agrară din 46. Și părinții mei fiind țărani, șanse de înapoiere spre Basarabia nu mai erau și am venit și ne-am împroprietărit în comuna Moravița, județul Timiș, cu 5 hectare de pământ. Așa am ajuns în Banat. Și de aici, în 51, ne-a dus pe Bărăgan, în comuna Mărculești Noi, județul Ialomița. Nu mai e nimic acolo acum. Nimic. În 57, în martie 57, am venit înapoi în Banat, cu toate că ridicarea domiciliului s-a făcut în decembrie 55, dar neavând posibilități materiale să plece și nu știu, până s-a organizat și până să vadă tata unde și cum, am mai stat până în martie 57. Prima dată ne-am dus la Ceacova. Deci din martie ne-am dus la Ceacova. Ne-a cazat tot un fost bărăgănist. N-am stat decât până în cam octombrie-noiembrie 58. Deci nici un an de zile ne-am stabilizat sau ne-am hotărât unde să ne... Nu, vorbesc în numele lui tata, că eu cel puțin... Și s-a hotărât și s-a stabilizat, s-a cumpărat casă, loc aici în Chișoda. Aia a fost în 58, în octombrie. Și v-ați așezat totuși undeva. Da. Asta a fost așezarea și definitivă, că de aici tata și mama îs la morminți în Chișoda. Chișoda asta, iată, după un periplu lung și greu, da, a devenit, de fapt, locul unde v-ați așezat, locul unde... Un loc de unire, un loc de unire a celor refugiați fără case în România, fără case, fără... Noi n-aveam atunci, în 46, când am venit aici, am fost băgați în casele nemțești care plecase, erau libere pe vremea aia. Erau duși în... Erau duși nemții care Siberia. Au fugit, care au plecat, nu, care au plecat cu armata, că, de exemplu, în Moravița, foarte mulți au plecat cu armata germană. Și toate casele rămase libere le-au dat la ăștia care au venit acum, că nu numai basarabeni, au venit tot felul din țară. Și așa am ajuns noi bănățeni, practic. Eu sunt bănățeancă, crescută și educată bănățeană. Dar de ce ați optat pentru Banat? Erați în... Știați deja Bărăganul de la Ulmu, familia vorbesc. Da, da. După aia ați stat în deportare 7 ani, da, aproape. Până la urmă ați ales din nou Banatul. Tata, nu pot să spun ce a fost în capul lor, dar vedeți că mulți au optat pentru Banat. A fost, dintotdeauna, probabil s-a știut că e o altă viață. Se duce altfel viața. De-aia foarte mulți au optat. Care au putut să-și facă un ban ca să fie, să transporte și să vină aici, au venit aici. Și în Chișoda v-ați strâns cu toții? Majoritatea cam din aceeași comună. Din Viișoara, eu zic că 70%. Familia, amândoi părinții. Tata a fost ridicat din familia tatălui din Cărpiniș și familia mamei din Tomnatic, județul Timiș. Deci amândoi din... Acolo s-au căsătorit în 1956 și așa eu m-am născut în 1957. V-ați născut, deci, în deportare? Da, în Bărăgan, da. În Viișoara? Da. Plus de aia și socrii mei, tot deportați au fost. Deci noi ne-am căsătorit, soțul meu și eu s-au născut în Viișoara și ne-am căsătorit în Chișoda. Ați rostit numele ăsta, Chișoda, unde ne aflăm acum. Da. E un sat aparte, văd. Mărturisesc că nu-l știam. E un... Deja un cartier al Timișoarei, sau mă rog, o suburbie a Timișoarei la ora aceasta. Da. Și avem un fenomen invers. Aici s-au strâns oameni, din Chișoda nu au fost deportări. Probabil că și pe vremea aceea era un sat apropiat de oraș, nu era aproape de graniță. Dar observăm un fenomen invers. Aici, în Chișoda, s-au strâns foarte mulți din deportații din Banat. Foști deportați, întorși aici. Da. De ce oare? Ținând cont de apropierea de oraș, erau mai multe locuri de muncă. Ei au fost împroprietăriți în Tomnatic, Cărpiniș. Socrii mei au fost deportați din Stamora. Deci majoritatea celor veniți în Chișoda au fost deportați din Tomnatic, Șandra, Cărpiniș și Stamora Germană. Și... La început, se pare că prima familie a fost poștarul care s-a întors din Bărăgan în Chișoda și pe rând și-au chemat, cum se spune, neamurile. Când a fost o grădină liberă, o casă, au cumpărat și s-au întors în Chișoda pentru că era aproape de Timișoara. Erau fabrici deja, erau locuri de muncă în Timișoara și așa au venit. Sunt 25 de familii care s-au adunat în Chișoda. Am făcut o statistică, 110 oameni, 110 adulți s-au întors, fără copiii care s-au născut pe Bărăgan. Câți ani aveți? În 51 am avut 5 ani. Și spuneți-mi, familia noastră se aștepta la momentul acesta? A fost vreun semn înainte de... N-a fost un semn, cel puțin ceea ce știu eu, dar ei se așteptau la ceva și mai rău, urmând să... nu așteptau, între ghilimele de spus, să vină și să-i ridice, să-i ducă în Siberia. Pentru că neamuri de ale noastre au fost ridicate și duse în Siberia încă o parte în 1940. Având antecedentele astea, se aștepta oricând la ceea ce e mai rău. Deci n-a fost o surpriză pentru ei că i-au ridicat exact așa cum au plecat din Basarabia. Adică au plecat cu o căruță pe, să zicem așa, terestru, iar diferența a fost că de aici au plecat cu un bouvagon. În care și-au urcat și căruța. Și căruța și tot ce a fost. De aia a zis bouvagon. Știau de masacrele, de exemplu, de la Lunca Prutului sau de la Fântâna Albă? Se știa de episoadele acestea? N-aș putea să vă spun dacă știau, pentru că a mea a avut o politică din asta a tăcerii, pentru că aveau teamă că cineva ascultă. Și de atunci, multe lucruri care eu le-am aflat din istorie după 90, puteam să le aflu de la ei, dar au fost reținuți în a expune, hai să zicem, politic sau ceea ce au pățit unii și alții. V-a oferit de... Exact. Dar... Ați început acolo, dacă ați ajuns la 5 ani și v-ați întors la 10-12 ani din... Deja începeați să înțelegeți ce se întâmplă, realizați că sunteți într-un exil, într-un domiciliu obligatoriu, cum era denumit oficial. Acum, să vă spun realitatea, până la o anumită vârstă, copil fiind, dacă am avut mamă și tată, a fost bine. Deci nu... pot să afirm că am simțit pe pielea mea niște... au avut repercusiuni negative. Nu, eu am avut mamă și tată care au știut să-mi dea de mâncare. După aceea mi-am dat seama ce a fost și ce au suferit, cât au suferit părinții, bunicii, cei care au fost acolo. Când anume? Ați realizat? Când am ajuns la liceu. Atunci. Am mai avut și niște rude, niște unchi care au avut puțină școală, au făcut ceva studii și ei au încercat să îmi explice anumite fenomene care s-au întâmplat și de ce s-au întâmplat. Cât au putut ei să facă. Dar de la părinții mei, nu. Mai aveți frați? Familia, din ce era compusă familia când a plecat de aici? Care a plecat era bunic, mamă, tată și 3 copii. 3 copii erați? Da. Și ce profesie aveau părinții? Părinții au fost agricultori, țărani. Și acolo au muncit la fel, au muncit la câmp? Acolo au muncit la câmp, unde acolo? În Basarabia. Nu în Basarabia, aici, în Bărăgan. Unde ați fost în Bărăgan? În Bărăgan, la Viișoara. Ah, Viișoara, da. Celebra Viișoara. Spuneți-mi că la toți cei cu care am discutat apare mereu termenul ăsta și oarecum așa îl tratați cam chirpiciul. Toată lumea era șocată de chirpiciul ăsta. Îl cunoșteați? Știați ce e ăla până ați ajuns acolo? Nu. Nu, n-am știut. Eu n-am știut de unde să știu. Părinții vorbesc că... Cred că știau. Cred că știau. De ce spun cred că știau? Pentru că după aceea am aflat că în comuna din care veneau ei din Basarabia, casa pe care a ridicat-o bunicul meu a fost prima care a fost construită din cărămidă. Deci înseamnă că restul erau făcute din chirpici. Așa am tras eu concluzia, că așa știau. Am înțeles, fiindcă, vă repet, toți cei cu care am vorbit au avut această... contactul ăsta brusc cu acest material de construcție foarte sănătos. Acum e la modă, aș face până Europa, case din chirpici. Și un material tradițional, numai că cei de aici, de exemplu, din Banat, nu erau obișnuiți cu el. Păi nu erau obișnuiți, aici se făceau din... Erau case, și aici erau, dar nu din chirpici, erau din pământ bătut aici, în Banat. Și din cărămidă, mă rog. Da, nu erau chirpici. Nu erau nici văiugă, cum se zice aici. Ați apucat să faceți liceu, spuneați? Cum v-au primit la liceu? Aveați eticheta de deportat? Nu, la liceu n-am avut. Și nici la școala elementară, nu. Nu. Cum s-a întors familia noastră aici? Vorbeam că tatăl noastră a fost unul dintre primii veniți. Da. S-a întors. Sora lui, care a fost și ea venită din Basarabia, s-a căsătorit la Stamora, Moravița, și după aceea s-au mutat în Timișoara. Și având sora aici, în Timișoara, în altă parte n-avea unde să se ducă, pentru că casa lor era dincolo, în Basarabia, a venit lângă sora lui. Și au cumpărat o casă aici, în Chișoda. Chiar primii. În tânăra gospodărie agricolă colectivă Înainte, din comuna Luca, regiunea Mureș, colectiviștii s-au îmbrăcat în straie de sărbătoare. Șoaptele chiaburilor n-au putut prinde rădăcini în ogrăzile colectiviștilor. Cuvântul partidului i-a întărit și au pornit să-și înșghebeze o viață nouă, gospodăria colectivă, unde azi vin cu inventarul prevăzut de statut. Țăranul mijlocaș tot Francisc, care a înțeles cel dintâi chemarea partidului, iată-l înhămând calul la căruță și pornind în fruntea coloanei către gospodărie. Pe fețele lor se poate citi dârzenia în mersul nostru înainte pe drumul socializării agriculturii. Nimeni și nimic nu poate opri avântul patriotic al țărănimii muncitoare, care își construiește o viață nouă, un trai îmbelșugat. În curtea gospodăriei, președintele Fogaraș Adalbert primește pe colectiviști ca pe niște oaspeți dragi. Aduc vaca și calul în gospodărie cu inima plină de bucurie, că de acum nu le mai duce grijă de nutreți și îngrijire, spune tot Francisc. Aducerea vitelor și inventariului agricol la gospodărie înseamnă un legământ de nestruncinat. Prin aceasta, colectiviștii și-au format o a doua familie. Deportarea în Bărăgan a fost în noaptea de 17 18 iunie 51. Pe vremea aceea eu aveam 5 ani și vreo 3-4 luni. Ce mi-aduc aminte este că dimineața m-am trezit în patul gol, numai pe saltea, fără pernă, fără dună și fiind cel mai mic din familie m-a apucat plânsul. Nu știam ce se întâmplă. Când am ieșit, m-am sculat, am ieșit afară în curte, am văzut bunicii, părinții, frații, am fost 3 frați, eu eram cel mai mic, prin curte puneau tot felul de lucruri în căruță și abia după aceea m-am dumirit. Era un soldat la poartă și întrebând ce și cum, așa plângând cum eram, am realizat de fapt ce se întâmplă. Că trebuia în 2 ore să încărcăm tot ce se poate lua într-o căruță pentru că trebuia să plecăm în altă parte. Nu ni s-a spus unde se pleacă, de ce se pleacă, atât. Trebuia să plecăm în altă parte, veți lucrui în altă parte și în 2 ore trebuie să fiți la gară cu ce puteți să puneți în căruță. Țin minte că soldatul, deci nu putea să ieși din casă, din curte, propriu-zis, vis-a-vis de... Aveam în vecin 2 băieți și am vrut ca și copii să comunicăm cu ei. Pur și simplu, soldatul nu le-a lăsat să ieșim afară pe poartă, eram toți blocați. Când ați aflat de ce? Sau ce credeau părinții? Că bănuiesc că noastră nu, oricum nu realizați, dar... Părinții, ce credeau? De ce credeau că se întâmplă asta? Sigur că nu realizam. Deci, mare lucru, n-am realizat eu ce se întâmplă cu noi atunci. Părinții credeau că, din cauza faptului că au fost catalogați chiaburi, Chiabur însemnând pe vremea aceea și dușman al poporului, dușman al statului, răufăcător, cu atât mai mult cu cât bunicul patern, dinspre tată, cu care locuiam împreună, abia venise de la închisoare, cu câteva zile înainte. În 13 ianuarie 51 a fost închis, a fost la închisoarea Popa-Șapcă din Timișoara, 5 luni, pentru nepredare de cote, sabotaj și toate epitetele care se puneau în cărca așa zișilor chiaburi. Problema era că nu se știa unde ne duc. Unii spuneau că în Siberia, că erau toată lumea speriată de ruși și peste noi în Banat au trecut rușii, deci eu sunt născut în comuna Dudești Vechi, pe vremea aceea se numea Beșinova Veche, o comună de bulgari, etnici bulgari, deci pe vremea aceea erau peste 95% erau bulgari dintre locuitorii comunei. Cât pământ avea familia noastră? Păi în jur de 30 de hectare aveam. Aveam 30 de hectare de pământ cu toate utilajele agricole, animale. Aveam 6 cai sau 5, nu mai țin minte exact. Și oi nu prea multe, în general se ocupau cu cereale, deci se semăna grâu, porumb, floarea soarelui. Erați o familie înstărită? Da, eram una din familiile înstărite din comună, dar înstărită însemna, erau de fapt familiile care erau cele mai gospodare, care lucrau. Din comuna noastră au fost ridicate 86 de familii. Bine, era și o comună mare, erau peste 1500 de case și peste 6000 de locuitori la vremea. Dar oricum procentul de deportație este mare. Au fost peste 400 de persoane, în jur de 450 de persoane. Vorbesc cu copii și cu bătrâni. Spuneți-mi, cu căruțele v-ați dus la gară, la tren? Cu căruțele ne-am dus la gară. Apoi caii și căruța au rămas? Nu, caii și căruța au fost urcate în vagon. Deci s-au urcat cai, deci căruța. Deci v-au lăsat o pereche de cai și căruța. O pereche de cai, o vacă, căruța și tot ce s-a putut încărca într-o căruță. Ceva mobilă, paturi desfăcute, mâncare. Deci, și în general, deci, v-am spus că bunicul a fost la închisoare, faptul că probabil că avea mai multe informații la vremea respectivă. Țin minte, deci povestea de fapt mama mai târziu. Când trebuia puse lucruri în căruță, el tot venea, pune ce aia. Și mama și tata mai tineri, ce să facem noi cu asta? Puneți-le numai, că știu eu, trebuie să avem tot ce ne trebuie, pentru că altfel nu o să putem să ne descurcăm. Și a avut dreptate. Au fost familii în Bărăgan care n-au avut ce să mănânce. Deci primele zile, săptămâni, n-aveau unde să lucreze la început. Nu le dădea nimeni mâncare. Ați fost dintre cei lăsați în câmp direct sau? Toți am fost. Deci toți care au fost deportați în ziua de 18 iunie, după decizia MEI 200, au fost lăsați direct în câmp. Au fost 18 locații. Eu zic locații pentru că nu erau. Deci după aia ne-a făcut domiciliu obligatoriu. Dar domiciliu obligatoriu era într-un sat care s-a construit ulterior. Deci, și acolo în câmp, când ne-am dus, erau parcelate. Deci erau cu niște țăruși, așa zicem noi, țăruși, erau marcate străzile, cum o să fie plațurile pentru casă, la fiecare era scris numele familiei, capului de familie. Și te-a dus direct la țăruș și a zis, de acum aici o să stai. Spuneți-mi, a existat vreo posibilitate de reacție, de revoltă? S-a putut contracara cumva această... Nu. Nu, pentru că odată venită, veneau de obicei de la partid cineva, un ofițer, un soldat, lăsau soldatul sau poate în unele cazuri doi soldați și restul mergeau mai departe. N-aveai ce să faci, că nu te-a întrebat dacă ai făcut ceva sau te-a învinuit de ceva. Atât, trebuie să te muți pentru că lucrurile de fapt au fost pregătite dinainte. Asta am aflat acum, după 90, că nu aveam de unde să știm atunci. Deci ei au pregătit și au modificat un decret sau o decizie prin care se împuternicea Ministerul Afacerilor Interne să mute orice persoană dintr-o localitate, dintr-un centru aglomerat, cum zic ei, dacă era dușman al statului sau un potențial dușman al statului, fără să motiveze de ce și cum. Deci ei, miliția avea dreptul să mute pe oricine dintr-o localitate în alta, fără să dea nicio explicație. Aceasta a fost istoria basarabenilor și bucovinenilor care au trecut prin dislocarea din 1951. Au fost aleși în fiecare comună numai cei care s-au născut în Basarabia și au ajuns în România după ce au atins o dimensiune de neimaginată a suferinței umane. Celor care îi păzeau, militarilor, părinții le-au spus: azi e zi de sărbătoare, poftim cu toții la o răchie sau o cafea. Dar răspunsul suna rece și alarmant: n-am venit să sărbăm, am venit să vă luăm. Anexarea Basarabiei, dată URSS-ului la 26-28 iunie 1940 și transformarea ei în Republica Moldovenească, apoi revenirea acestui teritoriu la români în 1941 și după asta din nou o anexare a sa în august 1944, au fost tot atâtea momente sângeroase trăite de populația Basarabiei. De câte ori vagoanele deportaților porneau într-o direcție, ei se întrebau, cuprinși de o jale adâncă: oare ne duc în Rusia? Oare ne duc în Siberia? Când s-au întors acasă, s-au așezat la Chișoda, toți la oaltă. S-au strâns, cum zic ei, grămăjoară, fii și nepoți. Dar mai târziu, în 1997, s-a produs din nou abandonarea și trădarea prin încheierea unui tratat cu Ucraina. Au rezistat așa cum cetățile românești de peste Prut, ridicate de domnii Moldovei, Cetatea Albă, Soroca, Hotin, Tighina, au supraviețuit. Nimeni nu le-a putut sovietiza.